Doliu la Administrația Națională de Meteorologie, Dumitru Baltă, a murit vineri. Meteorologul a fost găsit în stare de inconștiență de o prietenă care a mers să-l viziteze acasă pentru că acesta nu mai răspundea la telefon. Mai târziu s-a constatat că expertul în meteorologie era infectat cu coronavirus, iar acesta a fost transferat de urgență la Spitalul Colentina. Aici personalul medical a diagnosticat și un accident vascular cerebral. Dumitru Baltă s-a pensionat în anul 2011, însă a continuat să predea la Facultatea de Geografie. Cariera sa în domeniul meteorologiei a început în anul 1978. În 1986 a prezentat primul buletin meteo la Televiziunea Națională Română după accidentul nuclear de la Cernobâl. Administrația Națională de Meteorologie a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care deplânge moartea acestuia. Dumitru Baltă a format și a îndrumat generații întregi de meteorologi, iar în ultimii ani petrecuți în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie a condus cu mult devotament Centrul Național de Prognoză Meteorologică. Au scris reprezentanții ANM pe rețeaua de socializare. Și Cătălina Șerban, inspector pentru geografie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a transmis un mesaj de condoleanțe. Dumitru Baltă a fost un om cu totul special, un om generos, un profesionist desăvârșit, deschis tuturor proiectelor celor care i-au solicitat ajutorul. Un om modest, cunoștea extraordinar de bine meseria, pasionat. Și ne pare rău tuturor de plecarea așa de repede. Dumitru Baltă s-a născut în comuna Alexandru Odobescu din județul Călăraș pe 19 februarie 1947 și a absolvit Facultatea de Geologie și Geografie la Universitatea București, promoția 1977. După absolvire a lucrat ca profesor timp de un an, însă a renunțat la această carieră pentru a ocupa un post la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie.